Horia Colibășanu este eroul român care a cucerit Everestul și totodată cel care s-a aliat campaniei Vreau să ajut. Alpinistul vrea să facă în așa fel încât să renască speranța în sufletele celor care nu mai cred că își pot învinge teama. El și-a învins frica și a ajuns la 8848 de metri. Tu poți trimite un SMS la 8848 ca să ajuți un copil să zâmbească din nou și astfel să-și cucerească propriul Everest. Sandra Soicescu a mers la filmări și a stat de vorbă cu eroii. Fii și tu unul dintre ei. Nu, nu te vom dezamăgi. Nu te vom lăsa să te prăbușești. O să fim aici să te ajutăm să te ridici. Prima oară când am venit în sală, am zis că nici dacă mă fac, eu nu mă dau cu traseele astea. Tamer este copilul care a reușit să-și depășească fricile și să cucerească înălțimea, ce-i drept cu ajutor. Nu așa cum a făcut-o celebrul alpinist Horia Colibășanu. A cucerit mama universului, așa cum este numit în Tibet vârful Everest. A fost o muncă asiduă. Însă doar așa Horia a reușit să fie primul român care a ajuns pe vârful lumii, fără oxigen suplimentar și fără șerpaș. Suntem la 8848 de metri fără ceva. La final, a avut o mare satisfacție și o mare mulțumire. Așa că a vrut să împărtășească cu toată lumea bucuria trăită, dar mai ales speranța. Povestea a început prin a face un clip. L-am dorit să fie dătător de speranță. Vârful Everest are 8848 de metri. 8848 este numărul de SMS, un număr predestinat învingătorilor. Lucrăm de atâta timp cu numărul acesta de SMS 8848 și mereu simțeam că mai este ceva. Văzând și filmul Everest, brusc am realizat simbolistica, pentru că avem acoperișul lumii, avem Everestul pe care toți îl privim așa de jos, pentru că ești aproape de Dumnezeu acolo. Ce putea să fie mai bine de atât? Fundația Mereu Aproape este Everestul nostru, al vostru. Everestul lor e lupta pentru viață, dar nu toți pot ajunge pe vârf singuri, ca Horia. Everestul nostru e să le dăm împreună o șansă. 8848. Susține campania Vreau să ajut și un copil va putea zâmbi. I won't let you down.